Elevii din Republica Moldova intră de luni 28 octombrie în vacanța de toamnă. Deși au trecut doar două luni de la începerea anului școlar, elevii spun că sunt dornici de vacanță, iar cei mai nerăbdători sunt cei din clasele primare. Instituțiile școlare anunță că au pregătit diverse activități pentru elevii ai căror părinți nu-i pot supraveghea în această perioadă. Maxim este elev în clasa 1. Băiatul spune că numără zilele până la vacanță. Mă voi duce la bunici, la bunei, mă voi duce la pisicuțe, mă voi duce în parc, voi sta cu mama, cu tata, cu bunelul, cu bunica. Și îți va fi dor de școală? Da, da. Ce-ți place ție cel mai mult la școală? Când ne ducem pe stadion la fotbal. Am avut aceste două luni și chiar am avut nevoie de vacanță. Am așteptat mult vacanța ca să mai pot vedea și alte părți, să mă pot odihni și eu fix, să mai revăd familia. Aștept cu nerăbdare vacanța, fiindcă așa am prilejul în sfârșit să mă văd cu mai mult cu părinții, cu prietenii, fiindcă părinții sunt ocupați cu lucrul, iar prietenii cu școala și vom petrece mai mult timp împreună. Elevii din clasele liceale spun că și-au făcut deja planuri pentru vacanță. Vacanța pentru mine va fi o oportunitate să mă pregătesc mai intensiv pentru obiectele pe care le voi avea la BAC și totodată pentru a mă pregăti de aplicările la universități. Unii părinți au organizat din timp vacanța copiilor. Deja am planificat câteva zile la o bunică, câteva zile la altă bunică, câteva zile cu noi și s-a încheiat vacanța. Nu ne planificăm să le dăm prea multă informație, da, de școală, să un pic să se recreeze de la studii, dar vom face activități recreative, vom încerca să fim cât mai mult în natură. Noi, părinții, suntem la curent cu vacanțele în timpul anului școlar. De aceea ne străduim să organizăm aceste momente în așa mod, să fie un beneficiu și pentru copii și organizatoric din punct de vedere. Este mai complicat pentru că trebuie să ne rupem de la serviciu, când tati, când mami, dar vom face față. Va fi cu fratele mai mare acasă, când va fi cu tati, când cu mami și așa va fi în vacanță. Administrația Liceului Teoretic Mihai Viteazul din capital afirmă că activitățile extrașcolare vor continua și pe perioada vacanței, astfel încât elevii să rămână implicați. Totodată, profesorii le-au oferit elevilor informații utile în timpul lecțiilor pentru ca aceștia să fie în siguranță pe durata vacanței. Școala este întotdeauna deschisă pentru copii, chiar și în vacanță. Vacanța este doar pentru copii. Cadre didactice se află zilnic în instituție, iar activitatea cercurilor, secțiilor sportive este în continuare conform graficului. Deci copiii sunt așteptați, cei care sunt în oraș, sunt cu părinții aici. Avem fotbal, avem bazin, avem șahul, avem alte activități care le plac copiilor. Psihologii le recomandă părinților să folosească această oportunitate pentru a petrece timpul alături de cei mici. Să-și ia măcar o zi liberă în această perioadă a vacanței sau cel puțin seara să nu uite că copilul are vacanță, să-i acorde mai mult timp calitativ. Și vreau să pun accent pe faptul că asta n-ar trebui, ar fi bine să nu fie aceleași moluri și ar fi bine să nu fie aceleași distracții, contraplată, dar ar fi bine să fie o activitate, aceeași plimbare prin parc cu observarea frunzelor. Vorbim despre anotimp, vorbim despre viață, vorbim despre natură, despre relații și totodată încercăm să vedem ce este în sufletelul copilului nostru. Elevii vor reveni în sălile de clasă luni 4 noiembrie. Următoarea vacanță pentru elevi va fi cea de iarnă, care va începe pe 25 decembrie și va dura 15 zile. Până la sfârșitul anului de studii, elevii vor mai avea încă două vacanțe, cea de primăvară, care va dura 7 zile, și cea de Paște, de 10 zile.